La 29 iulie, întreaga Moldovă a votat pentru schimbare. Schimbarea spre bine. Jumătate din populație a crezut că aceste schimbări sunt posibile doar continuând cursul cu care țara se mișca în ultimii 8 ani. Alții au crezut că totul se poate face mult mai rapid, mai bine, mai eficient. Partidele de opoziție de atunci încercau să acrediteze această idee de pe ecranele televizoarelor, pliante și panouri stradale. Subvenții de milioane pentru agricultură, majorări de câteva ore a salariilor, intrarea imediată în Uniunea Europeană, adevărate libertăți democratice pentru mass media, libertate de întruniri, libertate de creație, protejarea intereselor tinerilor și climatul de afaceri confortabil, toate acestea au fost promise de ei. Oamenii cu adevărat au dorit schimbări. Și nu este vina lor că au avut încredere, că au avut visuri, că au fost prea sinceri și deschiși. A trecut un an. Un an negru pentru Moldova. An de frustrări și disperări. Un an plin de disperări. Un an al prăbușirii tuturor planurilor și a încrederii în schimbarea spre bine. Oare chiar nimeni nu va răspunde pentru această înșelăciune și vom îndura oare încă un astfel de an? De la prima ei apariție, alianța, care a fost atât de stranie, a uimit întreaga țară. Alegătorii lui Marian Lupu nu au înțeles de ce el l-a ales pe Ghimpu prima persoană din stat. Alegătorii lui Filat nu puteau înțelege cum este posibil de a-l nominaliza pe trădătorul Lupu în funcția de președinte. Dar simpatizanții lui Ghimpu au înțeles că din acel moment toate nereușitele posibile în țară vor fi date pe seama partidului lor. Cu toate acestea, noua alianță putea avea și o șansă de succes. Trebuia doar să se mobilizeze, să se consolideze și, într-un mod normal, să se folosească de moștenirea lăsată de guvernarea precedentă. În condițiile unei crize mondiale nemaipomenite, anume guvernul grecianei a reușit să mențină economia țării. În conturile băncii naționale au fost lăsate peste $1.5 miliarde. În bugetul țării au fost lăsate peste 4.200.000.000 de lei. Către anul 2009, datoria externă a atins cele mai minime cote. Anume, această situație, înregistrată în plină criză mondială, a permis includerea Moldovei în topul celor 5 țări a lumii cu economie eficientă. Mai mult, alianța putea să treacă imediat la realizarea propriilor lor promisiuni, prezentând un program ambițios de dezvoltare. Acest lucru înțelegeau toți simpatizanții sinceri ai alianței, care erau încă atât de mulți toamna trecută. Însă totul s-a întâmplat altfel. Scandalurile și conflictele interne la numirea miniștrilor, ambasadorilor și a procurorilor s-au finalizat cu adoptarea programului guvernului Filat, în care nu se găsește niciun cuvânt despre politica socială, despre oameni. Astfel, societatea a înțeles că alianța Ghimpu, Lupu, Filat, Urechean vrea să fie pe plac doar creditorilor ei externi. Noul guvern nu a împlinit nici 100 de zile, dar a anulat deja majorările de salarii pentru bugetari și profesori. Anume ei, care au fost atât de sinceri la momentul votării pentru partidele alianței, au fost trădați printre primii. Din ziua de azi trebuiau să fie majorate salariile unor categorii de bugetari, funcționari publici și militari. Deci va fi propusă anularea acestei majorări din 1 octombrie. Majorările care urmeau să fie operate pentru funcționare publici, militari și alți funcționari în acest domeniu, prevăzute, au fost înghețate. Polițiștii și militarii au simțit că această țară nu mai are nevoie de ei. Ei nu mai sunt pilonii statalității, apărători ai ordinii și dreptății. Însă nici asta se pare că nu oprește guvernarea. La 28 octombrie 2009, primul ministru Moldovei, Vladimir Filat, a declarat că tarifele ar trebui să fie aduse la costul lor real. Comanda premierului este executată întocmai. Drept urmare, explodează tarifele la gaze, energie electrică și termică. În pofida protestelor populației, în primăvară cresc considerabil și tarifele pentru servicii comunale. Alianța continuă să taie în carne vie. Sunt supuse lichidării 60 de școli, se reduc normele plătite pentru profesori, cu 20% este redus numărul de locuri bugetare în universități, iar taxa pentru cazare în căminele studențești este majorată brusc. Se închid spitalele, medicamentele devin accesibile doar pentru oamenii bogați.
devine clar că Alianța este capabilă să guverneze doar pe seama populației. Chipurile, aceasta este cerința Fondului Monetar Internațional. Dar în realitate, după cum s-a dovedit, Lupu, Filat și Ghimpu nu au nici dorință, nici idei, nici capacitate de a guverna. În scopul obținerii de credite, ei sunt dispuși să sacrifice totul. Și pensionarii, și invalizii, și copiii, și studenții. Doar pe parcursul anului curent, datoria externă a Moldovei a crescut cu 40%. Această datorie a devenit a noastră, a tuturor, datoria care o vor plăti copiii și nepoții noștri. Singurul lucru la care ei s-au decis este de a da 130 de lei unei părți din pensionari, doar pentru 2 luni, înainte de alegeri. Ce totuși au făcut noi guvernanții ai Moldovei? Cu ce s-au ocupat? Căror acțiuni și-au dedicat toate puterile lor? Cele 12 luni ale noii guvernări au plasat Moldova pe poziția de lider în Europa la capitolul contrabandă cu țigări. Reținerea mărfurilor de contrabandă din Moldova de autoritățile vamale românești devine o obișnuință zilnică. Pentru transportarea țigărilor de contrabandă către Uniunea Europeană se utilizează toate tipurile de transport, chiar și avioane. Contrabanda este organizată la nivel de stat. Directorul serviciului Vamal, Tudor Balitski, este nu doar ruda premierului, dar și administratorul afacerii familiei Filat în țara vecină, România. Scandalurile trec neobservate de guvernare. Conducerea Ministerului de Interne, care se subordonează direct prim-ministrului, trece cu vederea afacerea profitabilă de contrabandă. În schimb, străzile orașelor și a satelor sunt ocupate de bandiți. Populația deja se obișnuiește cu cazuri înspăimântătoare de asasinate, rachet, represiune asupra oamenilor de afaceri. La 24 august 2010, poliția pur întâmplător reține 3 persoane care transportă aproape 2 kg de uraniu, care costă aproximativ 9 milioane de euro. Pare ciudat, dar toți cei care acum doar un an convingeau societatea în capacitățile lor de a crea un climat confortabil pentru investiții în Moldova, care au promis un nivel avansat de ordine și respect față de lege, au luat apă în gură. Nici Lupu, nici Filat, nici Ghimpu niciodată nu s-au preocupat de faptul că țara este practic ocupată de bandiți și de sindicatele criminale internaționale. În schimb, Ghimpu, Lupu și Filat fac cadouri, părți întregi din teritoriul suveran al Moldovei. După doar 4 luni de la preluarea puterii, Filat promite Ucrainei o parte din teritoriul Moldovei din apropierea satului Palanca. La ora actuală este în administrarea Republicii Moldova, însă conform acordului semnat, ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova, urmează să fie transmis Ucrainei. Generozitatea de care a dat dovadă Filat în negocieri i-a uimit pe locuitorii satului limitrof. Întreaga țară s-a răsculat, forțând autoritățile să apere interesul național. Cazul Palanca a fost doar primul caz răsunător de trădare deschisă a intereselor naționale. Alianța promovează activ proiectul de lege prin care permite străinilor procurarea pământului, fără îndoială. Prin astfel de legi se va ajunge la situația în care acest patrimoniu va deveni proprietatea corporațiilor străine. Moldova acordă acces României la datele personale ale tuturor cetățenilor Moldovei, datele privind proprietatea lor, privind locul de studii sau de muncă. Acum doar un an, aceste date puteau fi accesate doar de un număr limitat de specialiști din Moldova. Frontiera de stat moldoromână, sistemele de comunicații guvernamentale sunt gestionate de serviciile speciale române, iar cetățenii români ocupă funcții înalte de consilieri prezidențiali sau ai primului ministru. Se semnează acorduri secrete între băncile naționale din România și Moldova. Între structurile de forță dintre cele două țări se încheie acorduri de asistență care prevăd în special crearea comandamentului unit de control. Mai multă lume din Moldova a dorit cu adevărat relații mai strânse și mai sincere cu România, dar nimeni nu își închipuia vreodată că această apropiere se va petrece într-o astfel de formă umilitoare pentru moldoveni, dar cel mai rău avea să vină. Deja nu există nicio îndoială că inundațiile nemai văzute din această vară au fost rezultatul unei adevărate trădări naționale.
Cu toții ne amintim inundațiile din anul 2008, când nivelul apei a fost mult mai mare, dar în cele din urmă nu au fost victime umane, a fost organizată evacuarea, iar sinistrații, foarte rapid, au fost despăgubiți. Ce s-a întâmplat de data asta? Experții afirmă că în cazul inundațiilor din luna iulie, guvernul moldovean a mers conștient la inundarea satelor din lunca Prutului, realizând rugămintea fraților români de a salva de la inundații orașul Galați. Astfel, victimele inundațiilor, mii de sinistrați rămași fără avere și acoperiși deasupra capului, rămân pe conștiința Alianței și este destul de clar că majoritatea sinistraților nu vor obține de la autorități nici locuințe noi și nici măcar simpla compasiune omenească. Guvernarea parcă special caută motive pentru conflicte și provocări. Vine anul 2010, anul aniversării a 65-a a victoriei în Marele Război pentru apărarea patriei. Ghimpu refuză să plece în capitala rusă pentru a participa la parada victoriei din Piața Roșie. În preajma sărbătorii, Ghimpu declară că acolo merg doar învingătorii. Ce să fac acolo cei învinși? Declara șeful statului moldovean pentru prima dată, identificând moldovenii cu fasciștii. Însă acest caz nu este privit de Lupu, Filat și Urechean ca o problemă principală și ei susțin inițiativa lui Ghimpu de a-i decora pe veterani cu cruce de fier. Ghimpu, Lupu și Filat se unesc și mai mult atunci când începe pregătirea interzicerii Partidului Comuniștilor. Comisia a condamnat. A propus. Lupu, cel care se dorea pacificator și prometea să oprească războiul politic, în acest caz a ales să nu iasă cu declarații politice. Partidul Democrat consideră că asupra raportului și recomandărilor comisiei s-ar putea reveni după alegeri, atunci când țara se va alege cu o guvernare consolidată și stabilă, se va spune în declarația Partidului Democrat cu privire la recomandările acestei comisii. Lupu nu întreprinde nimic nici după 24 iunie, când Ghimpu decretează ziua de 28 iunie drept zi a ocupației sovietice. Prin acest decret, de fapt, este respinsă însăși statalitatea moldovenească restabilită în anul 1940. Atunci, Lupu refuză categoric propunerea comuniștilor de a-l demite pe Ghimpu. În pragul dizolvării Parlamentului ar fi inoportun să discutăm despre dimisia președintelui. Anume din acel moment începe o apropiere nemaipomenită între Ghimpu și Lupu. Ei devin aliați de încredere în cadrul Alianței de Guvernământ. Odată cu mult promisa schimbare, în Moldova, cunoscută ca stat polietnic, se întoarce naționalismul, antisemitismul, extremismul. Legionarii, care au participat activ la acțiunile din 7 aprilie 2009, își petrec nestingherit marșurile chiar pe străzile centrale ale capitalei Moldovei. Urmașii legionarului Corneliu Zelea Codreanu, creatorul organizației fasciste Garda de Fier în România, își promovează deschis poziția lor unionistă în lipsa oricărei poziții din partea autorităților. Mai mult, autoritățile participă la acțiuni comune cu legionarii sub drapelele organizațiilor extremiste. În Moldova are loc eroizarea criminalilor naziști. Iar pe cel mai odios din ei îl compară cu Roosevelt. Eu cred că generalul Antonescu, în primul rând, a fost un general. Deci a fost un militar care a ținut la onoarea epoleților săi și această onoare nu a discreditat-o nici până în clipa în care a primit un glonte în cap de la comandantul plutonului de execuție. Trebuie să vedem în ce condiții s-a dus războiul 2 mondial. Dacă ceea ce făcea Antonescu ieșea cumva din limitele și din filosofia unui război. Și cred că nu. Pentru că atrocități s-au comis de toți actorii implicați în cel de-al doilea război mondial. Este sau nu Franklin Delano Roosevelt criminal de război, știind că va fi atacat Pearl Harbor-ul și n-a acționat în niciun fel ca președinte a Statelor Unite ale Americii. Ba din contră, a utilizat Pearl Harbor-ul pentru a intra în război de partea aliaților. Iată că, printr-o decizie comună a consilierilor lui Lupu, Urechean și Ghimpu, în Chișinău apare strada numită în memoria mareșalului Antonescu. La drept vorbind, tot asta ei făceau de-a lungul anului.
și, desigur, ocupația lor principală a fost de a nu admite alegerile. Se închid mass media incomode, posturi de televiziune și emisiuni. Autoritățile amenință deschis cu represiuni populația ieșită la proteste, ba încercând să închidă în cușcă mai mult de 20.000 de persoane, ba antrenându-se deschis și sfidător pentru suprimarea armată a populației care scandează dreptate. Frica de oameni îi transformă pe guvernanți în dictatori. Cine își mai amintește că acum doar un an acești oameni au fost considerați democrați? A trecut doar un an și nimeni nu mai poate crede în asta. Vin alegeri. Alianța de guvernământ s-a rupt în două, partidul lui Filat și coaliția Lupu Ghim. Toată lumea înțelege că este doar un șiretlic de a divorța pentru a se reuni. Pentru a se reuni împotriva noastră, împotriva celor care nu mai vor să tolereze rușinea, umilința și înșelăciunea retrăită pe parcursul anului trecut, a unui an negru pentru Moldova.